Sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, astfel încât este recomandat zilnic, iar plimbările în aer liber aduc zâmbete pe chipurile adulților, dar mai ales pe cele ale copiilor. Cum o perioadă bună de timp, severinenii au stat în casă, aceștia pot acum să se bucure de diferite activități recreative. Care loc poate fi mai bun decât pădurea Crihala? Cât de importantă este mișcarea în aer liber după ce am stat o bună perioadă de timp în casă? Foarte importantă, deoarece am luat o pauză cam mare, să zic așa. Și e foarte bună că putem avea un stil de viață mai sănătos. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest moment în care puteți ieși pur și simplu în parc pentru a vă plimba sau desfășura diferite activități recreative sau fizice? Și care sunt acestea? Un moment foarte bun, că pot să mă antrenez. Sunt foarte bucuros că sunt astea aici, ceea ce mie îmi trebuie foarte mult, că fac un sport pentru care, la care mă ajută foarte mult astea și... Înseamnă foarte mult pentru că fac sport de performanță și mă ajută foarte mult și... Pentru ce activități ai venit astăzi la pădurea Crihala? Alergare și tracțiuni paralele, flotări, genoflexiuni, mai multe. După o bună perioadă de timp în care am stat în casă, severinenii sunt încântați chiar și de o simplă promenadă, dar mai ales de activitățile fizice și recreative pentru care s-au bucurat din plin odată cu ridicarea stării de urgență. Cât de importantă este mișcarea în aer liber după ce am stat o bună perioadă de timp în casă? Este foarte bună pentru că trebuie să facem mișcare și să, după perioada aceasta de lungă durată, trebuie să ne mișcăm puțin, mai mult, ca să mai dăm kilogramele jos și să facem mișcare. Cât de important crezi tu că este în general sportul pentru o condiție fizică și pentru sănătatea fizică, dar și mentală în același timp? Este foarte bună, pentru că ne ajută să gândim mai bine și să facem mai mult sport. Obișnuit să iasă foarte des din casă, tinerilor severineni le-a fost destul de greu să stea în casă în perioada stării de urgență. Chiar și cu măștile de protecție, aceștia s-au bucurat și s-au relaxat odată cu ziua de 15 mai. Cât de importantă este mișcarea în aer liber după ce am stat o bună perioadă de timp în casă, după părerea ta? După părerea mea este foarte importantă, deoarece ne obișnuisem foarte mult în casă și era foarte greu, mai ales pentru oamenii care se obișnuiesc să mai iese la aer liber și este importantă. Ce înseamnă pentru tine acest moment în care putem ieși pur și simplu, totuși cu mască, în parc pentru a ne plimba sau desfășura diferite activități recreative? Este puțin mai greu cu masca, pentru că, mai ales pe căldurile astea, nu este mai greu puțin cu masca, dar este ok așa. Sper să ținem cont de restricții și să nu ne aglomerăm atât de mult. Pe lângă beneficiile fizice pe care sportul le aduce în viața oamenilor, este bine cunoscut faptul că aceasta luptă împotriva stresului, anxietății, depresiei, tristeței, stări și sentimente pe care mulți dintre noi le-am acumulat în acest context social al răspândirii coronavirusului.